Bun găsit, dragi telespectatori, la rubrica Mandat de primar. Astăzi echipa Exclusiv TV se află în comuna Sânduleni, o comună foarte frumoasă, o comună destul de mare și o comună care, dacă veți veni să o vizitați, veți vedea că este deja la nivel european. Astăzi ne aflăm în fața primăriei comunei Sânduleni la invitația domnului primar Petrea Clopotaru. Domnul primar este deja la al doilea mandat, la finalul celui de-al doilea mandat și vreau să vă spun că a făcut lucruri foarte importante pentru comuna pe care dumnealui o conduce. Domnul Clopotaru este de fapt de profesie profesor de matematică și vreau să vă spun acest lucru tocmai pentru că dumnealui știe să calculeze foarte bine fiecare proiect, este un om foarte hotărât și tocmai de asta a și ajuns la rezultate foarte bune. Domnule primar, bine v-am găsit, vă mulțumim de invitație. Aș dori să ne spuneți nouă, telespectatorilor Exclusiv TV și nu numai, și chiar și cetățenilor din comuna Sânduleni, dar și celor care au plecat în străinătate, ce s-a întâmplat aici în comuna Sânduleni și vorbim, ne referim aici la proiectele pe care dumneavoastră deja le-ați dus la bun sfârșit pe foarte multe dintre ele. Să ne dați câteva detalii. Da, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația de a realiza un reportaj privind investițiile realizate în comuna Sânduleni. Vreau să precizez că a fost un mandat, o perioadă foarte bună, extraordinar de bună, pot să precizez, 2016-2020, din mai multe puncte de vedere, privind lucrări executate, lucrări rămase de finalizat și lucrări care sunt în faza de proiectare, proiecte realizate și așteptând finanțare. De asemenea, vreau să precizez un lucru foarte important. În perioada 2016-2020, valoarea investițiilor în comuna Sânduleni au fost de peste 210 miliarde de lei. Precizez, peste 210 miliarde de lei, aproximativ peste 4 milioane 200 de mii de euro. De asemenea, vreau să mai precizez că primăria Sânduleni a accesat 3 proiecte pe fonduri europene pe submăsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază pe scară mică, dar voi prezenta aceste proiecte când vom vizita acele investiții. Toate aceste investiții care vor fi prezentate în acest reportaj, vreau să precizez că au toate autorizații de construcții eliberate de Primăria Sânduleni cu avizul structurii de specialitate, autorizații de construcție eliberate de Consiliul Județean, pe această care mulțumesc aparatului, compartimentului de urbanism din cadrul Consiliului Județean, doamne Cristina Racoveanu și doamna secretar al județului. De asemenea, precizez un lucru foarte important. Toate aceste lucrări au fost scoase la licitație prin procedură simplificată și prin anunț de publicitate. Nici una din aceste lucrări nu a fost dată în încredințare directă prin cerere de ofertă. V-am invitat să ne realizați acest reportaj pentru a vedea toți cetățenii comunei Sânduleni realizările efectuate în perioada 2016-2020, dar chiar și cetățenii din diaspora să vadă că, virgul, comuna noastră este o comună frumoasă, unde lucrările au fost executate într-un schimb foarte scurt și foarte multe lucrări. De ce spun asta? Am realizat o scrisoare adresată cetățenilor. O să prezint această scrisoare cetățenilor cu toate lucrările executate. Toate aceste lucrări făcând peste 214 miliarde de lei. Am să vă prezint cea mai grea investiție din comuna Sânduleni. Alimentarea cu apa satelor aparținătoare cu satelor comunei Sânduleni. Această lucrare s-a început în anul 2009. Eu când am intrat primar în 2012, s-au început lucrările la această execuție de lucrări. S-a început execuția acestor lucrări. S-a efectuat o plată de 300 de mii de lei, respectiv 3 miliarde, dar în anul 2014, ISC-ul, Inspectoratul de stat în construcții, a efectuat un control la unitatea administrativ-teritorială. S-a constatat că autorizația eliberată de Consiliul Local Sânduleni, Primăria Sânduleni, nu este valabilă. Autorizația de construire trebuia eliberată de Consiliul Județean. Nu a fost eliberată de Consiliul Județean, neavând avizul de la Drumul Național. ISC-ul mi s-a transmis prin procesul verbal de control
Intrarea în legalitate. Intrarea în legalitate însemnând efectuarea altui proiect și avizele necesare obține autorizație de construcție. În luna octombrie 2014 s-a început întocmirea altui proiect și avizele necesare în vederea obținerii autorizației de construcție. În 2016 s-a emis autorizația de construcție. Fostul executant, constructor, care a câștigat licitația în 2009, a început lucrările, dar nu a mai putut sprijini financiar să execute această lucrare, având în vedere că costurile au crescut din 2009 până în 2016. S-a rezirat contractul cu firma executantă, s-a scos la licitație lucrări rămase de executat, s-a întocmit liste de cantități, un deviz general aprobat de Consiliul Local și lucrarea s-a scos la licitație. A fost un tip de licitație prin procedură simplificată electronică. Întâmplător a fost o achiziție electronică. S-a licitat în ultimele 3 minute. S-a câștigat licitația de o firmă, Rafor Servi din Comănești, o firmă foarte serioasă. În momentul când s-a început execuția puțurilor, în proiectul inițial erau 3 puțuri. Cantitatea necesară de apă pentru 3500 de locuitori, inclusiv bovinere, apa necesară pentru bovine, ar fi trebuit să fie de 11 litri pe minut. Executantul a construit acele 2 puțuri, acele 3 puțuri și a constatat că, virgul, cantitatea necesară de apă de la cele 3 puțuri este 5 litri, deci sub nivelul de 11 litri. S-a modificat soluția tehnică, s-au construit 7 puțuri. Toate bazinele care au capaci albastri sunt puțuri, iar cele cu capac de beton sunt drenaje. Cele 7 fântâni, puțuri și 7 drenuri asigură cantitatea necesară de apă, respectiv 11 litri pe minut. Aici în spatele meu este căminul de apă, instalația electrică aproape este gata, s-a adus modulul și până pe data de 31 decembrie 2020 sper că se va termina această investiție, pentru că până pe data de 31 decembrie executantul are contract. Eu îi mulțumesc executantului că a făcut toate demersurile spre finalizarea acestei lucrări. A fost o lucrare foarte grea și cred că toți cetățenii comunei Săndureni ar vrea să se sfârșească, să se finalizeze această execuție de lucrări, pentru că apa este neapărat necesară pentru toate satele din comuna Săndureni. La investiția alimentarea cu apa satelor aparținătoare comunei Săndureni, valoarea de execuție este de 71 de miliarde. S-au executat lucrări de 43 de miliarde, rămân de executat 28 de miliarde. În spatele meu este vestita investiție punte peste râul Tazău în punctul Tisa. Este o lucrare începută în 2004, se va finaliza într-o lună de zile. Valoarea de execuție lucrări este de aproximativ 780 de mii de lei, respectiv 7 miliarde 800. Este o investiție așteptată de toți locuitorii satului Tisa și mă bucur că am să reușesc să finalizez această lucrare într-un termen foarte scurt. Am să vă prezint investiția înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Săndureni. Această investiție a fost depusă pe 2 programe, atât pe Planul Național de Dezvoltare Locală, cât și pe FADR, pe fonduri europene. Investiția a fost aprobată, eligibilă pe FADR, dar având în vedere că valoarea de eligibilitate a fost de 1 milion de euro, am renunțat pe fonduri europene. Și acum această investiție este pe Programul Național de Dezvoltare Locală. De ce am renunțat pe fonduri europene? Deoarece valoarea de investiție este de 2 milioane de euro, iar primăria nu ar fi avut sumele necesare din bugetul local pentru acoperirea celor 48 de miliarde. Investiția este în valoare de 2 milioane de euro, respectiv 90 de miliarde, s-au cheltuit până acest moment 51 de miliarde, sunt lucrări executate de 9 miliarde, rămânând de executat 30 de miliarde. Contractul cu firma executată, respectiv Grup Ten Rock, este până la 31 decembrie 2020. Printr-o discuție avută cu domnul director, mi-a promis că până pe data de 31 decembrie va finaliza această investiție. Investiția constă acum pe ultima 100 de metri în execuția a 2 stații de pompare, execuția de lucrări în satul Tisa și în satul Săndureni înspre Onești. Este o investiție foarte amplă, în spatele nostru este o stație de epurare
trei stații de epurare de o capacitate 100, 200 și 200 de metri cub, respectiv toate de 500 de metri cub. Este o investiție amplă și sper că odată cu rețeaua de apă și rețeaua de canalizare se va sfârși. Este o investiție benefică pentru Comuna Sândureni, dar de o valoare foarte mare și foarte greu de executat. În spatele meu este investiția alimentarea cu energie electrică a stației de epurare. Conform proiectului, alimentarea cu energie electrică a stației de epurare trebuia să fie făcută pe o linie de joasă tensiune, respectiv prin satul Tisa. Conform proiectului, capacitatea necesară era de 35 de kW. Pe un studiu, prin efectuarea unui studiu și a unei expertize făcută de diriginte de Așantel, care este expert tehnic, s-a constatat că consumul de energie electrică pe stația de epurare este de 55 de kW. Având în vedere că pe un consum de 55 de kW alimentarea trebuie efectuată pe o linie de medie, s-a efectuat transmiterea, tragerea curentului electric din șoseaua națională către stația de epurare. Această lucrare costă 420.000 de lei, respectiv 4.200.000 de lei, este pe bugetul local, dar în speranța că ministerul va deconta aceste lucrări. Este o lucrare amplă care puțin ne-a blocat, dar îi mulțumesc foarte mult constructorul că într-un timp, în termen foarte scurt, a realizat această lucrare. Această lucrare, totuși, alimentarea cu energie electrică a stației de epurare va alimenta și puțurile de la alimentarea cu apă este comună. În prima perioadă a mandatului 2016-2020 s-a construit această unitate școlară, având în vedere că școala primară învăța de dimineață era școala gimnazială 5-8 după amiază. Astfel încât s-a pus accent foarte mare pe dezvoltarea sistemului educațional a infrastructurii de bază, care implicit a dus la creșterea procesului instructiv educativ al copiilor și randamentul școlar. Având în vedere rezultate obținute, pot să spun că această unitate școlară reconstruită a fost benefică pentru copii. Această unitate școlară, construire pe plus 1 școala Sândureni, a fost realizată din bugetul local, cu autorizație eliberată de Primăria Sândureni, cu avizul structurii de specialitate. Valoarea acestei unități școlare este de aproximativ 7.780.000, ea fiind realizată de către Primăria Sândureni. De asemenea, această unitate școlară a fost dotată fiecare sală de clasă cu videoproiector și laptop, venind în sprijinul copiilor pentru creșterea randamentului instructiv educativ. De asemenea, în interiorul unității școlare, prin hotărârea de guvern 363 din iulie 2019, s-a construit grupul sanitar în interior și acum vreau chiar să fiu mulțumit și mă laud puțin să zic așa, cred că suntem printre puținele unități din România unde s-au construit grupul sanitare în toate școlile gimnaziare, atât la școala gimnaziară numărul 1 Sândureni, Verșești, cât și Coman. Vă invit foarte mult să filmați interiorul unității școlare, cât și grupul sanitar. Chiar azi dimineață a venit în vizită o persoană din Belgia care lucra și în Italia și preciza că o școală atât de frumoasă nu a văzut nici în Belgia, nici în Italia și chiar mă mândresc cu această unitate școlară pentru că important sunt copiii și educația, cea mai importantă este educația și copiii. O altă investiție realizată în perioada 2016-2020 a fost achiziționarea unei autobasculante pe fonduri europene. Valoarea eligibilă pe fonduri europene a fost de aproximativ 52.000 de euro, iar valoarea mașinii totale a fost de 170.000 de euro, dar sunt incluse anumite accesorii, plus o sărăriță. Primăria a alocat diferența de 110.000, 114.000 de euro până 170.000 de euro. Licitație scoasă prin procedură simplificată, s-au prezentat mai multe firme și câștigătorul licitației a fost firma MAN. De asemenea, în partea dreaptă avem niște bănci stradare, am preferat să executăm aceste bănci stradare cu ajutorul social, fără să reachiziționăm direct, având în vedere că valoarea unei bănci este de aproximativ 455 milioane, am preferat să fie executate cu ajutorul social, iar valoarea unei bănci stradare este de 100 de lei, adică o valoare foarte mică care ne-a rămas la bugetul local. Iar dacă am fi achiziționat aceste bănci, valoarea ar fi fost de 450 de lei. Ultima investiție
din mandatul 2016-2020 este acest parc, amenajare parc pentru copii în satul Sândureni. S-au depus toate actele, era Inspectoratul de Stat de Construcții în vederea încheierii procesului verbal de recepție. Pe data de 26 august are loc recepția acestei lucrări, iar de pe data de 27 invit toți copiii din toate zonele să-și joace în acest parc, este foarte frumos. Prima investiție realizată în mandatul 2016-2020 a fost schimbare înveritoare și fațadă dispensar uman. Valoarea de autorizare este de 110.000 de lei, respectiv 1.100.000 de lei. Una din cele mai frumoase investiții din Comuna Sândureni, dragi inimii mele, este acest monument al eroilor. Această reabilitare a monumentului a avut ca inițiativă pe Părintele Puiu, parohul Bisericii Ortodoxe din Sândureni. Inițial, acest proiect a constat în tencuială decorativă, dar soluția tehnică s-a modificat pe parcurs, pe baza proiectului realizat de o societate de proiectare. S-a ajuns, așa cum arată monumentul, este una din cele mai frumoase investiții din Comuna Sândureni, dragi sufletului meu. Una din cele mai grele investiții realizate în perioada 2016-2020 a fost reabilitarea acestei unități școlare, reabilitarea școlii gimnaziale numărul 1 Verșești. Având în vedere că ea a fost depusă pe PNDR, iar termenul a fost foarte scurt, respectiv de o săptămână, proiectarea acestei unități școlare a fost făcut într-o săptămână. Am avut un noroc foarte mare de doamna expert de la Iași, care a realizat expertiza tehnică la această unitate școlară. S-a scos la licitație, valoarea de licitație a fost de aproximativ 820.000 de lei, respectiv 8.200.000 de lei, iar pe parcursul execuției am întâmpinat foarte multe greutăți. După efectuarea consolidării, respectiv infrastructura și suprastructură, firma executantă a solicitat niște sume în plus, care nu erau conform dispoziției de șantier și a regilor în vigoare, s-a rezirat contractul și s-a scos la licitație lucrări rămase de executat. S-a scos prin procedură simplificată lucrări rămase de executat, a venit altă firmă și a continuat lucrarea. Pe parcursul lucrării s-a constatat că acoperișul, s-a efectuat expertiză tehnică inițială, dar s-a constatat că acoperișuri, respectiv grinzile, sunt pute de toate. S-a întocmit altă expertiză de către un specialist, expert tehnic în clădiri, și a precizat în acel referat de specialitate modificarea acoperișului. S-a modificat acoperișul, valoarea de proiectare, proiect întocmit în condiții regale, valoarea de proiectare a fost una foarte mică, dar proiectul în sine a costat 420.000 de lei. A fost scoasă la licitație lucrarea, a câștigat o firmă cu 320.000 de lei, respectiv 3.200.000 de lei. Se constată că prin scoaterea la licitație s-a câștigat 1 miliard. Pe parcursul derulării execuției s-a mai întâmplat unele lucruri cu deficiențe, au rămas câțiva bani, s-a construit acest teren de fotbal, un teren foarte frumos, valoarea acestui teren de fotbal este de aproximativ 200.000 de lei, respectiv 2 miliarde, iar constând în turnarea unei prăji de beton, refectuarea de ziduri, jur împrejur, respectiv gazonul. Gazonul a costat 50.000 de lei, respectiv 500 de milioane. Este o lucrare frumoasă, este o lucrare foarte grea, executată de mai mulți constructori. De asemenea, în interiorul unității școlare o să constatați existența unui grup sanitar aprobat în iulie 2019 prin hotărârea de guvern 363, un grup sanitar la nivel mondial. O unitate școlară foarte frumoasă. De asemenea, această unitate școlară, cam toate unitățile școlare au autorizație ISU. Mulțumesc pe această cale doamnei director Pusrar, doamnei director Cibotar, domnului director Petreanu. Este o lucrare frumoasă și a necesitat foarte mult de lucru. În satul Verșești avem o biserică ortodoxă foarte veche, construită de foarte mulți ani. În anul 2014 a fost numit paroh al Bisericii Ortodoxe din satul Verșești, Părintele Paroh Băran Octavian. Printr-o discuție avută cu dumnealui prin luna octombrie 2014, am ajuns la concluzia că ar trebui să se construiască o biserică. Părintele a întocmit proiectul în februarie 2015 și am început construcția acestei biserici. Toate lucrările au fost coordonate, executate de Părintele Băran. Pe această cale îi mulțumesc părintelui pentru implicare și pentru construcția acestei biserici. Consiliul local, respectiv Primăria Sândureni, a venit cu sume
pe materiale, respectiv 200.000 de mii de lei, respectiv 2 miliarde de lei pentru construcția acestei biserici ortodoxe. Anul acesta s-au alocat încă 60.000 de lei, respectiv 600 de lei pentru pictură. O biserică foarte frumoasă, iar meritul în întregime acestei biserici pentru construcție este a părintului Bălan Octavian. De ce spun asta? Primăria Sândroieni, chiar dacă ar fi alocat toate sumele pentru această biserică, dacă nu ar fi fost părintele de coordonare și executare, această biserică nu s-ar fi realizat. Sumele alocate de primărie, respectiv 200 de mii de lei, 2 miliarde, nu au fost de ajuns. Restul sumelor, părintele, prin contracte de donație, a făcut rost de sume necesare pentru finalizarea acestei biserici. Este stadiul, acum biserica este la stadiul de pictură, în cel mai puțin timp se va finaliza și pictura. Mulțumesc, Părinte Bălan. Primăria Sândureni a realizat proiectul continuare modernizării drumurilor de interes local în comuna Sândureni, satul Verșești. O lucrare foarte amplă, foarte grea, în valoare de aproximativ 4.900.000, respectiv 49 de miliarde. S-a scos la licitație de două ori, nu a venit nimeni la licitație, a fost scoasă a treia oară și a venit o firmă pentru execuția acestei lucrări. Lucrarea este foarte amplă, având în vedere că pe marginea apei trebuiau consolidate malurile prin efectuarea, prin executarea de ziduri de sprijin. S-au executat 300 de metri liniar de ziduri pe diferite soluții, s-au cheltuit aproximativ 1.800.000, respectiv 18 miliarde. Suntem la stadiu de turnat asfalt, bugetul local. Se va turna asfaltul din bugetul local în cea mai scurtă perioadă. Valoarea de asfalt pe un kilometru 400, un kilometru 500, respectiv și terasamentele și trei straturi de asfalt, costă aproximativ 1.500.000, respectiv 15 miliarde. În cel mai scurt timp, lucrarea va fi finalizată într-o lună de zile. Am avut o oportunitate și un noroc în anul 2019, s-a emis hotărârea de guvern 363, prin care s-au aprobat trei grupuri sanitare la cele trei școli gimnaziare din comuna Sândureni. Aici vreau să precizez că a fost foarte greu întocmirea documentelor și licitația. De ce spun asta? Hotărârea de guvern a fost dată în luna mai, adresa de către inspectorat a fost transmisă în iulie, să găsești o societate de proiectare a fost foarte dificil și obținerea acelei autorizații prin avizul structurii de specialitate a necesitat foarte mult timp. Am avut puțin noroc, am fost scoase la licitație aceste lucrări. Grupul sanitar de la Comans, spre exemplu, a fost scos la licitație prin anunț de publicitate de două ori, nu s-a prezentat nicio firmă, iar la treia oară când a fost scos la licitație prin anunț de publicitate, s-a prezentat la licitație o firmă de la Iași. Îi mulțumesc constructorul că totuși a venit la licitație pentru că se putea să pierd banii. Așa s-a întâmplat și la școala gimnazială numărul 1 Sândureni, s-a scos de două ori la licitație, nu a venit nicio firmă la licitație. Vreau să precizez că toate lucrările care au fost scoase la licitație au participat diferite firme și dacă constatați că toate lucrările au fost executate de firme diferite, adică nicio firmă nu a câștigat licitația, o anumită licitație, iar același firmă altă licitație. Doar aceste grupuri sanitare de la Sândureni și de la Coman am avut norocul că s-a prezentat la licitație o firmă de la Iași. S-a pus accentul foarte mult pe sistemul educațional, s-a montat videoproiectoare și laptop în sările de clasă, se montează pavere, un sistem educațional de calitate, profesori de calitate, învățători de calitate. Nu ne trebuie decât să avem copii de calitate și cred că sunt copii de calitate pentru că și părinții sunt de calitate. Mulțumesc! Cetățenii din satul Coman sunt veseri și plini de bucurie și veselie. În anul 2012, când am intrat primar, am făcut un studiu de oportunitate și am întrebat ce credeți că este necesar? Construirea unui cămin cultural sau un kilometru de asfalt? Majoritatea cetățenilor din satul Coman mi-au spus construirea unui cămin cultural în satul Coman. Construcția acestei clădiri a fost începută în anul 2013, neavând finanțare, având probleme și cu executantul, s-a finalizat în 2016, înainte de al doilea mandat. Dotarea acestui cămin s-a realizat din bugetul local mai târziu, în 2018, dotarea constând în scaune, mese, boxe, valoarea totală, inclusiv bucătăria, valoarea totală fiind de aproximativ 100.000 de lei, un miliard. De asemenea, în acest mandat
2016-2020, s-a realizat și lucrările exterioare, constând în montare, pavere și amenajare spațiu verde. Suntem în centrul satului Coman. Am să vorbesc de două investiții. Prima investiție, realizată și finanțată prin programul Planul Național de Dezvoltare Locală, a fost modernizarea drumului de interes local în satul Coman. Lucrarea a fost aprobată în 2014, fiind semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării. Lucrarea a fost executată de o firmă, foarte greu executată, s-a reziliat contractul cu acea firmă, stratul de asfalt a fost executat în luna septembrie 2016. Firma executantă nu a avut să mai continue lucrările, s-a scos la licitație rest de executat, lucrările rămase de executat, respectiv rigori, a fost câștigată de o societate, Sece Mardrag. Pe această cale, îi mulțumesc societății Sece Mardrag pentru că toate contractele care au fost rezeriate, respectiv reabilitarea unității școlare Verșești, construirea cămin cultural și modernizarea drumului de interes local în satul Coman a fost câștigate la licitație pe lucrări rămase de lucrat de Sece Mardrag. Deci am prezentat lucrarea modernizării drumului de interes local, care s-a finalizat în anul 2017, iar lucrările de asfaltare au avut loc în septembrie 2016, iar rigorii au fost executate în primăvara și vara anului 2017. A doua investiție care primăria Sândureni a avut un aport considerabil a fost sprijinul de ajutor financiar către Biserica Catolică de la Coman. Anul trecut, pe timpul acesta, a avut loc festivitatea de sfințire a bisericii, iar primăria a venit cu un sprijin financiar în efectuarea și executarea anumite lucrări. Paverele din spatele meu, inclusiv paverele din dreapta, au fost executate sub directa sprijinire, coordonare a unității administrativ-teritoriale. Marmura de pe scări a fost montată de o firmă, valoarea de investiție, sprijinul financiar către Biserica Catolică Coman a fost de 115.000 lei, respectiv 1.150.000 lei. Pe această cale, îi mulțumesc foarte mult preotului, părintele paroh Alois. Fără dumnealui nu s-a sfințit această biserică, iar raportul dumnealui a fost pentru toate lucrările de coordonare, de administrare, atât în interior și în exterior. Dumnezeu să vă dea sănătate, părinte, și ne sprijiniți în credință, pentru că asta este menirea dumneavoastră. Primăria Sândureni a venit și în sprijinul financiar către Biserica Ortodoxă din Sândureni. Anul trecut s-a montat aproximativ 280 de metri, 300 de metri de pavere sub directa îndrumare și coordonare a părintelui Puiu. Părintele Puiu este un om extraordinar și mulțumesc pentru toate inițiativele. Mulțumesc foarte mult pentru inițiativa de a se construi acel monument. Acum, prin proiectul de buget local, s-a mai aprobat către Biserica Ortodoxă Sândureni 40.000 de lei, respectiv 400 de milioane, pentru turnarea betonului din fața intrării în biserică. Mulțumesc, părinte Puiu Daniel! Vreau să vă prezint una din cele mai mari investiții din Comuna Sândureni, respectiv construirea grădiniță cu program prelungit din Comuna Sândureni. Construirea de grădiniță a fost pe trei programe, pe POIM, pe FADR și pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Mi-am dorit foarte mult construirea acestei grădinițe și am încercat depunerea acestui proiect pe toate aceste subprograme. În primul rând am depus pe fonduri europene grădinița. Valoarea de eligibilitate pe AFIR pentru construirea de grădinițe a fost de 500.000 de euro. Valoarea construcției, valoarea de executare, valoarea capitolului 4 este de aproximativ de 33.800.000, respectiv 38 de miliarde. Acest proiect a fost aprobat pe FADR, eligibil, dar am dat o declarație pe propriul răspundere că voi renunța pe fonduri europene la această investiție pentru că nu aș fi putut să o finalizez. De ce spun că n-aș fi putut să o finalizez? Valoarea de eligibilitate fiind de 500.000 de euro, diferența de 1.800.000, respectiv până la 38 de miliarde, ar fi trebuit suportate din bugetul local. Această investiție fiind aprobată pe Planul Național de Dezvoltare Locală prin Ministerul Administrației și Administrației și lucrărilor publice, s-a semnat contractul cu Ministerul pe o valoare de 38 de miliarde. S-au cheltuit până acum 9 miliarde, s-au executat lucrări încă de 6 miliarde, deci de aproximativ 15 miliarde, rămânând 23 de miliarde lucrări de executat. Construcția
Are termenul de valabilitate până la 31 decembrie 2020, dar cred că nu se va finaliza până la 31 decembrie 2020. Deci, încă o dată vreau să precizez că această grădiniță a fost depusă pe fonduri europene, este eligibilă fără finanțare, deoarece valoarea de eligibilitate a fost 500.000 de euro, iar valoarea construcției este de 38.000 miliarde. Restul ar fi trebuit să fie suportate din bugetul local. Și am preferat să facem cu banii de la bugetul local alte lucrări și această lucrare să fie aprobată pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Am să vă prezint și ultima investiție, ajutor financiar către Biserica Catolică din satul Sândureni. Valoarea alocată pentru această biserică a fost de 100.000 de lei, respectiv 1 miliard de lei vechi, și 50.000 de lei, respectiv 500 milioane din partea Ministerului Curtelor. De asemenea, s-a ajutat Biserica Catolică din satul Verșești pentru marmură în interiorul bisericii de aproximativ 30.000 de lei, respectiv 300 de milioane, și Biserica Catolică de la Stufu, montare centrală termică, 35.000 de lei. Pe această cale, mulțumesc părintelui Marian pentru implicare. Părintele Marian a construit o biserică în satul Stufu, este a doua biserică care o construiește în Sândureni, și mulțumesc pe această cale pentru implicare și construcție de biserici în comuna Sândureni. Părinte, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vreau să precizez la sfârșit, cam toți preoții din comuna Sândureni se implică, sunt oameni deosebiți și e ok. E o comunicare, o colaborare benefică între cele două instituții, biserici și primărie. Vă mulțumesc, Părinte Marian. În acest reportaj am prezentat foarte multe realizări pe timpul mandatului 2016-2020. Aș vrea să vă prezint și o nerealizare, dar din vă dau cuvântul meu că nu prea a ținut de mine în realizarea acestei investiții. Punte peste râul Tazău în punctul Matești. Această investiție a fost aprobată de guvern în urma calamităților din anul 2005. S-au efectuat lucrări în valoare de 350.000, respectiv 3.500.000. Nu s-a mai continuat. În 2014 s-a continuat 3 picioare. În acest moment, această punte, această investiție este depusă, a fost depusă de două ori. A fost depusă odată pe Compania Națională de Investiții pe programul lucrării în regim de urgență, nu a fost aprobată, s-a depus încă o dată pe Compania Națională de Investiții, lucrări, alte lucrări, nici acum nu a fost aprobată. Este foarte greu finalizarea acestei lucrări, având în vedere că valoarea de execut aceste lucrări este de aproximativ 20 de miliarde, 2 milioane de lei. E o situație grea și sper că sper ca și virgul guvernul va aproba această investiție prin Compania Națională de Investiții, pentru că e o lucrare importantă și necesară pentru locuitorii satului Matești. Este o dezamăgire și chiar îmi cer scuze pentru această nerealizare. După cum ați văzut, după cum v-am prezentat, cam toate lucrările din comuna Sândureni au fost pe fonduri europene, pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Această lucrare Compania Națională de Investiții nu a aprobat-o. Vă mulțumesc! La încheierea acestui reportaj, aș vrea ca fiecare cetățean al comunei Sândureni să-și formeze o anumită idee. În primul rând, Primăria Sândureni a accesat 3 proiecte pe fonduri europene. Primul proiect, înființare rețea de canalizare. A doua proiect este construire de grădiniță și al treia proiect, modernizarea drumului de interes local. Modernizarea drumului de interes local este un proiect eligibil fără finanțare. Aici sunt foarte dezamăgit, având în vedere că în anul 2017, când a fost depus pe fonduri europene, pe această sumă 172, nu au fost alocați decât 100 de milioane de euro, iar numărul de proiecte depuse au fost de 450. Eu, cu acest proiect, modernizarea drumului de interes local, sunt pe locul 255-260, este un proiect eligibil fără finanțare. Adică guvernul, statul, ar fi fost mult mai ok ca diferența de la 100 de milioane să subvenționeze încă 150 de milioane de finanțare a celor proiecte eligibile fără finanțare. Nu au fost făcute, dar trăiesc cu speranța că la un moment dat va fi finanțate și aceste proiecte care sunt eligibile fără finanțare. Alt tip de proiecte au fost cele prin Planul Național de Dezvoltare Locală create de partidul PSD. Îi mulțumesc celor din conducerea Partidului Social Democrat, Partidului Democrat, pentru crearea acestor programe. Vin cu o inițiativă și aș ruga acest guvern să creeze noi programe de dezvoltare a infrastructurii de bază la nivel de țară.
Stimați cetățeni ai Comunei Sândureni, dumneavoastră sunteți cei care veți analiza și veți constata și veți trage o concluzie dacă primarul Comunei Sândureni și-a îndeplinit datoria de primar sau dacă nu și-a îndeplinit datoria de primar. Eu, din punctul meu de vedere, sunt foarte multe lucrări, executate, valoarea lucrării executate la nivelul Comunei Sândureni sunt de peste 210 miliarde de lei vechi, respectiv 20 de milioane de lei, respectiv peste 4,2 milioane de euro. Ca și lucrări propuse spre executare, sunt cele care au contracte de finanțare încheiate, respectiv înființarea rețea de canalizare, respectiv alimentarea cu apă, respectiv construire grădiniță, finalizarea drumului de la Verșești, care va fi făcut într-o lună de zile, iar spre viitor, acum suntem în faza de proiectare a modernizării drumului de interes local în toată Comuna Sândureni, respectiv 5,8 km de asfalt în toate satele aparținătoare din Comuna Sândureni. Vreau să mai precizez că pe fonduri europene există un punctaj de selecție, criterii de selecție pe punctaj. Noi am avut în momentul respectiv 52 de puncte și pe baza acelor puncte mi s-a declarat eligibil acel proiect. Proiectele spre viitor, care necesită neapărat executate în Comuna Sândureni, sunt rețea de gaze în Comuna Sândureni și finalizarea puntei de la Tisa. Deci, trei investiții majore care trebuie finalizate în Comuna Sândureni. Modernizarea drumului de interes local, punte de la Mateiești și gaze naturale în Comuna Sândureni. Dumneavoastră vă trage concluzia dacă am executat, dacă am fost bun, dacă a fost ok în Comuna Sândureni. Vă mulțumesc!